infidelitatea aproape că i-a distrus relația. Așa că artistul a învățat câte ceva despre ce înseamnă respectul în cuplu. Jay-Z a fost muză pentru albumul lui Beyoncé, Lemonade, în care aceasta a vorbit despre relațiile extraconjugale ale soțului ei. După ce a dedicat un întreg album în care își cere scuze pentru ce a făcut, rapperul vorbește acum deschis despre cele întâmplate. Dacă nu ai experimentat iubirea și nu o înțelegi, dacă nu ai găsit resursele să mergi mai departe, o să te complici foarte tare, a spus acesta. Întrebat ce sfat le dă celor care au trecut printr-o experiență similară cu a lui, acesta a răspuns: poți să te ascunzi până iese la iveală totul la un moment dat. Noi am decis să luptăm pentru iubirea noastră, pentru familia noastră, pentru viitorul celor mici. Cea mai bună metodă de a căuta iertarea este să îți schimbi comportamentul.